După două săptămâni de proteste, fermierii și-au luat tractoarele din Piața Mare, Adunări Naționale și-au plecat acasă. Dar manifestațiile agricultorilor nu se sesizează, ci se suspendă, spun organizatorii care împreună cu agricultorii urmează să identifice alte metode de protest. Agricultorii au plecat din Piața Mare a Adunării Naționale formând un șir de tractoare pe banda de mijloc. Asociația Forța Fermierilor a subliniat că protestul este suspendat, nu sistat. Guvernarea a demonstrat indiferență. Eu cred că această indiferență oricum ar fi taxată. Există alte metode europene de protesta. Blocarea traseelor, blocarea portului. Dacă nu ne auzit în Chișinău, poate dacă o să fie paralizată toată țara, poate atunci o să ne audă. Agricultorii spun că pleacă din capitală pentru că nu mai au cu cine discuta în Chișinău. În Chișinău nu mai avem cu cine discuta. Cred că o să mergem pe aceleași acțiuni care au mers colegii noștri din Polonia, Cehia. Aceste opțiuni o să fie deja economice, o să batem în stăpânii lucrurile. Ministrul al agriculturii agro-col din Moldova, nu agriculturii. Într-o țară normală, noi deja trebuie astăzi să fim cu furcile și să dăm această guvernare jos, dar nu este responsabilitatea noastră și noi nu vrem să ne asumăm aceste acțiuni. Asta trebuie să fie taxată de către societate. Totodată, înainte de a pleca, de dimineață, agricultorii l-au acuzat pe premierul Recean de două falsuri. El a spus două minciuni, două informații false. Prima este despre motorina românească, care ar fi ajuns la fermieri, dar ea nici măcar nu este în țară și o așteptăm de un an. 2. El a zis că din august a convenit cu fermierii, cu noi, că vom da lista întreprinderilor aflate în faliment. Asta nu este adevărat și în 4 luni nu ni s-a cerut niciodată această listă. Asta a apărut doar acum 3 zile, când a fost creată așa zisă comisie. Și în aceste 3 zile, deși protestam, am lucrat și am transmis în această dimineață lista celor 54 de întreprinderi, adică 15% din membrii asociației noastre, care se află în stare de prefaliment. Lucrez cu două firme de inputuri care îmi dau. La una am 1.192.000 de lei care nu le-am dat în convenuți și mai am ceva în jur de 800.000. O viață am lucrat în agricultură și cum așa s-a întâmplat că într-o bucată de an mai nici n-am observat. Când noi nici nu ne-am dat seama ce se întâmplă, ca să ajungem acușa, cușa să ajungem și noi am să devenim faliment. Dar ei pe locuri se străduie să ne defaimeze și se spune că noi nu plătim impozite, că noi nu utilizăm subvențiile corect, eficient, ca și când ei cunosc tare mult în ale economiei. Eu se vede cu ochiul liber că ei nu au idee despre o afacere în agricultură așa, la modul serios, dar își permit să ne pui nouă note cum ne descurcăm noi în munca noastră. În drum spre casă, fermierii au făcut un popas la Ministerul Agriculturii, unde au încleiat pe ușă foi cu inscripția rușine și demisia și au scandat lozinci. Rușine! 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 Am solicitat de la guvern o reacție la declarațiile agricultorilor, dar purtătorul de cuvânt al executivului nu a răspuns la mesajul expediat. Ieri, premierul Dorin Recean a declarat că guvernul nu poate compensa din banii publici alegerile proaste ale unor oameni de afaceri. Nu sunt banii guvernului, ci sunt banii cetățenilor. Astfel a comentat prim-ministrul Dorin Recean protestul fermierilor. Potrivit premierului, volumul investițiilor în 2023 a crescut cu 200 de milioane în domeniul agriculturii. Nu putem compensa din banii publici pentru alegerile proaste ale unor oameni de afaceri, a declarat Recean la cabinetul din umbră. Dragi producători, veniți fiecare individual. Modelul de subvenții per hectar nu este o practică bună. Nu stimulează eficiența. Țara noastră nu trebuie să subvenționeze producerea de cereale. Să direcționăm resursele prețioase în zootehnie, procesare de fructe și legume. Suntem în top la exportul de prune, cireșe. Subvențiile trebuie să fie orientate per kilogram de produs, litru de lapte, per ou bucată. Există producători care au nevoie de ajutor. Îi vom ajuta țintită, declarat Recean. L-am contactat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii pentru o reacție la acuzațiile fermierilor și solicitarea demisiei, dar Daniela Turculeț nu ne-a răspuns la mesajul expediat. Anterior, ea a afirmat că instituția pe care o reprezintă a anunțat deja că activitatea Comisiei pentru analiza problemelor invocate de către fermieri în cadrul protestelor din luna noiembrie a început pentru a identifica legătura cauzală a acestor probleme cu contextul regional și va propune măsuri de soluționare a acestora. Săptămâna trecută, guvernul a anunțat că
nu poate îndeplini niciuna dintre cele mai importante revendicări ale fermierilor. Este vorba despre instituirea unui moratoriu la aplicarea penalităților pentru ratele achitate cu întârziere și alocarea a jumătate de miliard de lei pentru compensații în 2024 la culturile de porumb și floarea soarelui. În 6 decembrie, comunitatea bancară și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin clienților din sectorul agricol care au luat împrumuturi și întâmpină dificultăți în onorarea obligațiilor asumate. Amintim că fermierii au organizat o serie de proteste în centrul orașului. Acum 4 zile aceștia au adus baloți de paie, saci cu bălegari și cu legume în fața guvernului și a parlamentului, iar la președinție li s-a interzis să lase ceva în fața clădirii. Purtătorul de cuvânt al executivului, Daniel Vodă, a declarat că autoritățile ajută țintit fermierii și nu doar membrii unei singure asociații, inclusiv prin debursarea subvențiilor de 1,9 miliarde de lei din acest an, dar și obținerea certificatelor de forță majoră.